Mami, mami, a strigat Eliza, în vârstă de cinci ani, la căpătâiul mamei sale. Fetița era speriată de faptul că mama ei se îmbolnăvise brusc. Nu-ți fie teamă, Eliza, a șoptit femeia cu buzele albite. Nu plânge. Bunicul a chemat un doctor, mamă. Acuși doctorul te va ajuta. Mama a închis ochii, ca și cum și-ar fi dat seama că nu putea aștepta ambulanța. Din nefericire, o inimă bolnavă poate oferi uneori o surpriză neplăcută te poate pune la pat și chiar îți poate lua viața. Femeia a înghițit în sec, Eliza, unde este cățelușul tău? Fata s-a dus la canapia și a luat jucăria ei preferată, un câine mare de pluș. S-a întors la patul mamei sale. E aici, mamă. Femeia a întors capul și a șoptit. Ascultă-mă cu atenție, draga mea. Dacă nu ne vom mai vedea niciodată, să păstrezi această jucărie cu grijă. Să nu o dai nimănui, păstrează-o ca amintire despre mine. Mamă, cum adică nu ne vom mai vedea? Orice se poate întâmpla, iubito. Și ai grijă de cățeluș. Cuvintele i s-au dat femeii cu un efort. Simțea cum viața îi părăsește trupul. Această jucărie păstrează un secret. Elisa, ai. Ce să am? A întrebat fica. Însă mama nu mai putea vorbi. Ochii ei s-au închis obosit. Pielea ei era la fel de palidă ca și cearșaful pe care era întinsă. Avea un aspect deosebit de neobișnuit ca de marionetă în contrast cu părul ei negru. Mamă, mamă, a strigat Eliza. Ea a apucat mâna nemișcată a mamei sale, simțind cât de rece devenise pielea ei. Teroarea îi constrângea respirația și mișcările. Chiar în acea secundă a sunat exigent soneria de la ușa de la intrare. Bunicule, a strigat fata. Bunicule, dar bătrânul le deschidea deja ușa paramedicilor de la ambulanță. Bărbații în costume medicale albastre l-au urmat cu încredere în dormitor aceștia au pipăit pulsul femeii culcate, au efectuat toate diagnosticele necesare, au făcut o cardiogramă. Tânărul medic s-a îndreptat și repede a clătinat din cap. Îmi pare rău. Eliza și-a ridicat ochii spre bunicul ei. Bunicule, ce s-a întâmplat cu mama? Bătrânul a rămas tăcut. Într-o clipă, durerea provocată de plecarea fiicei sale i-a pătruns întreaga ființă. Ochii lui triști o priveau fix pe nepoata lui, însă privirea lui nu purta decât un gol adânc. Bătrânul stătea taciturn ca o statuie de lemn, absorbit în gândurile sale. Tristețea bătrânului a umplut întreaga încăpere ca un întuneric. Trăise destul de mulți ani și era gata să treacă ultima frontieră, doar că această pierdere îi sfâșia cu adevărat sufletul. Nimic nu era mai greu decât să-ți depășești propria fică. Pe chipul bătrânului se citea o durere insuportabilă, o greutate ca o ancoră de navă care îl trăgea în jos. Paramedicul s-a așezat în fața copilei și o privi în față. Cum te cheamă? A întrebat el cu afecțiune. Eliza, răspunse fetița. Eliza, trebuie să o ducem pe mama ta la spital. Fetița era confuză și nu înțelegea pe deplin ce se întâmpla. Era pentru prima dată când micuța se afla față în față cu moartea. Dar când se va întoarce mama, paramedicul a suspinat. Eliza, de acum vei fi cu bunicul tău. El este bătrân, ai grijă de el, bine. Tu ești ajutorul lui. Deocamdată așa trebuie, ne-am înțeles. Eliza a dat din cap. Ne-am înțeles. Bunicul s-a apropiat de nepoata lui și i-a pus brațul în jurul umerilor. Să mergem, Eliza, să nu-i încurcăm. Fata s-a supus în tăcere. Îi era teamă să recunoască în sinea ei ceea ce tocmai se întâmplase de fapt în dormitor. Însă ea a înțeles clar: mama a fost acolo, iar acum nu mai este. Singurătatea a venit ca un jet de apă rece. Ochii s-au umplut de lacrimi, dar parcă nu se puteau elibera, înghețând înăuntru ca niște cristale de gheață. Sentimentul de pierdere o dezbrăca pe fată, ca și cum hainele călduroase s-ar fi transformat în lanțuri de gheață. Frigul îi se simțea prin piele, umplându-i întreaga ființă ca un vânt înghețat care pătrundea în fiecare celulă. După pierderea fiicei sale, bunicul Elizei cedase complet. Stătea toată ziua pe un scaun în camera lui, uitându-se la televizorul stins, și părea că și-a pierdut orice simț al lumii reale. Bineînțeles că bunicul avea grijă de Eliza, mergea la magazin, gătea, spăla rufele, dar făcea totul în mod automat, ca și cum ar fi fost un robot care fusese programat. De fapt, în subconștient, el și-a dat seama că Eliza nu avea pe nimeni altcineva care să aibă grijă de ea. La înmormântare nu au fost mulți oameni. Bunicul a fost ajutat de vecini cu inimă bună, el însuși nu era capabil de o asemenea hărmălaie. Un mic grup de rude îndepărtate, cu care avuseseră puține contacte de-a lungul vieții, au stat deoparte, asistând formal la despărțirea de defunct, pe care, de fapt, nici măcar nu și-o aminteau din copilărie. Însă, câteva zile mai târziu, soneria a răsunat din nou în apartamentul Elizei. Fata a așteptat ca bunicul ei să deschidă ușa, Însă sunetul continua să răsune insistent. Eliza s-a îndreptat spre hol, strângând la piept un cățeluș de pluș și a privit în camera bunicului ei. Bătrânul stătea încă în fotoliul său gri, privind fix într-un punct, ca și cum ceea ce se întâmpla în lume nu-l mai preocupa. Fetița s-a apropiat de ușa de la intrare. Cine e acolo? a întrebat ea. Eliza, tu ești. A venit o voce feminină dulce și suavă. Sunt Tanti Lilia, mătușa mamei tale. Maria, îți amintești de mine. Ne-am văzut recent. Eliza și-a amintit de acea mătușă mare și zgomotoasă. Cu părul blond, a fost la înmormântare. Fetei nu i-a plăcut femeia. Vorbea prea tare. Încerca să facă glume și nu părea să înțeleagă durerea Elizei. Și totuși, Tanti Lilia venise acum în vizită și era imposibil să nu o lase pe musafir să intre în casă. Mama o învățase întotdeauna pe Eliza să fie politicoasă cu adulții. Fata a deschis ușa, iar în apartament a intrat o femeie și, împreună cu ea, doi băieți înalți. Eliza s-a speriat și a strâns mai tare cățelul de ea, căutând siguranță și îmbrățișându-și cel mai bun prieten care o putea proteja în caz de urgență. Tinerii s-au împrăștiat imediat prin camere și au început să deschidă dulapurile. Tanti Lilia s-a apropiat de bunicul, care a observat în sfârșit că mai era cineva în casă. Lilia, a spus el cu indiferență. Ca și cum nu ar fi fost surprins, ci pur și simplu constata faptul. Bunicule Ion, unde sunt documentele? A trecut femeia la subiect. Ce fel de documente? Pe apartament. Noi suntem singurele rude ale Mariei. Ce nu-i clar aici? Bunicul a găsit puterea să se ridice în picioare. Sprâncenele sale cenușii și stufoase s-au încruntat. Rudele apropiate ale Mariei sunt eu și nepoata mea femeia și-a încrucișat brațele pe piept și l-a privit disprețuitor pe bătrân. Ce, Eliza și tu, ambii sunteți niște inepți. Tu nici măcar nu știi să deschizi ușa. Mamă, a strigat un băiat din camera alăturată. Aici nu este nimic. Nici aici nu este nimic. A răspuns celălalt. Tanti Lilia s-a întors de la bunic. V-ați uitat bine? A replicat ea. Da, mamă. Femeia s-a întors din nou spre bătrân și l-a apucat de gulerul puloverului. Bunicule, unde sunt documentele? Ar fi bine să-mi spui chiar tu, altfel băieții mei vor întoarce totul cu susul în jos. Bunicul Ion a privit-o cu ochii de un alb-albastru stins, încadrați de o plasă de riduri. El tăcea, mestecându-și gânditor buzele îmbătrânite. Nu avea nimic de spus. Bătrânul nu prea înțelegea ce se cerea de la el singura licărire de conștiință atunci când își declarase rudenia, se sfârșise destul de repede, iar starea de apatie în care trăise în ultimele zile se reîntoarse. Dându-și seama că nu mai avea nimic de câștigat de la bunic, femeia i-a dat drumul bătrânului și a ieșit în fugă din cameră. Eliza, soare, i-a vorbit din nou copilei cu o voce melodioasă. Poate știi unde ținea mama ta documentele. Trebuie să găsim ceva foarte important. Eliza a clătinat din cap cu teamă. Chiar nu știa, Mama ei nu-i spusese niciodată astfel de lucruri și nu ascunsese niciodată niciun document în fața fiicei sale. Curând, rudele furioase au plecat, lăsând în urmă o dezordine în apartament, dar fără să găsească nimic. Însă această vizită nu a pus capăt activităților neplăcutei tanti Lilia. Femeia a apelat la autoritățile sociale și, sub pretextul grijii, s-a asigurat că bunicul Ion a fost recunoscut ca fiind nebun și incompetent. În consecință, S-a decis transferul bătrânului într-un azil de bătrâni pentru ședere permanentă și sub supravegherea personalului specializat. În aceeași zi, si, alte persoane au venit după Eliza. Fetița nu a înțeles ce voiau de la ea, unde o duceau. Dar acești oaspeți ciudați nu i-au luat nici măcar lucrurile ei, hainele de schimb. S-au adunat repede, ca și cum ar fi făcut ceva ilegal. Sau poate că așa fusese întotdeauna obiceiul lor, Eliza nu știa ea tăcea și doar își strângea la piept jucăria sa iubită. A fost adusă într-o cameră mare, mult mai spațioasă decât o grădiniță. Coridoare lungi și goale, fețe stricte de adulți, instrucțiuni și reguli. Eliza se afla pentru prima dată în această lume nouă pentru ea, la orfelinat, a cărei atmosferă necunoscută și grea era acum un strat gros peste fată, ca o ceață în care nimic nu era încă clar. Simțea cum mirosurile, Sunetele și aerul rece străin o învăluie, chemându o să și-a rămas bun de la lumea exterioară pe care tocmai o lăsase în urmă. O femeie i-a spus să o urmeze, iar pașii rapizi și ușor tremurânzi ai Elizei au condus-o în camera în care se afla o nouă comunitate de copii. Tinerii locuitori ai orfelinatului au înconjurat-o, toți de vârste diferite și plini de mister, studiind-o cu priviri curioase, făcându-o pe nou venită să se strâmbe involuntar. Eliza a simțit cum o singurătate bruscă îi se strecoară din nou în suflet, așa cum se întâmplase după moartea mamei sale. Această neliniște interioară a noii locuitoare a umplut încăperea, iar copiii recunoșteau cu ușurință această stare de spirit. Cu fiecare nou venit învățaseră deja să identifice fără echivoc sentimentele celui care se afla pentru prima dată între acești pereți. Cum te cheamă? Au întrebat mai mulți copii în același timp. Eliza, și câți ani ai? cinci ani. Ce cauți aici? Fata strânse mai tare câinele de pluș la ea. Mama mea a murit și bunicul meu este prea bătrân ca să se mai ocupe de mine. Între timp, educatoarea citea dosarul fetei noi. Pare că a fost scris în grabă, spuse femeia gânditoare. Dar și la noi se întâmplă așa, când trebuie să repartizăm rapid un copil. Mai ales în cazul Elisei, moartea mamei sale. Totul este clar. Dar de ce cu acest câine? la noi este interzis să se aducă jucării de pluș. Ele sunt contagioase și prăfuite. Se spune că ea s-a agățat de acel câine de pluș și nu a vrut să-l dea înapoi. Nici cu frumosul, nici cu forța, a clătinat din cap asistenta. L-au lăsat, altfel fata ar fi țipat și ar fi agitat pe ceilalți. Vă imaginați ce zarvă s-ar fi ridicat în aceste ziduri? Femeia aș făcut cruce cu teamă. Eliza nu voia încă să socializeze cu ceilalți copii ei se cunoșteau deja bine, se obișnuiseră între ei și cu acest loc, însă pentru ea era dificil, la urma urmei. Fetița tocmai pierduse două dintre cele mai apropiate persoane din lume, care o crescuseră și o iubeau foarte mult. Tocmai de acea dragoste și de acea grijă avea acum nevoie inima ei. Și în această rană deschisă, în acest suflet rănit, în loc de balsamul alinării, au căzut râsete de copii, întrebări și câteva tachinări prostești. Era neplăcut și dureros, însă Eliza nu intra în conflict. Își amintea de mama ei și doar își strângea mai tare jucăria. Fata stătea într-un colț al camerei și privea fix într-un punct, exact ca bunicul său acolo, în casa părintească. În capul ei, ca niște nori mohorâți, se plimbau gânduri triste. Mama ei nu va mai fi cu ea, plecase pe lumea cealaltă. Eliza se simțea ca un peștișor aruncat în ocean incapabil să înțeleagă cum să nuate mai departe fără țărmul familiar. Lângă ea s-a așezat un băiat. El era mai mare, avea cam șapte ani. Eu sunt Vadim. Mama mea la fel a murit. De ce nu le răspunzi celor care te tachinează? Eliza a ridicat din umeri gânditoare. De ce aș face eu? Nu știu cum se procedează aici. Nu sunt obișnuită cu asta. Mă tachinează și apoi se opresc. Mama m-a învățat cum să mă comport. Cum o chema pe mama ta? a întrebat Vadim. Maria, iar pe a mea o chemat a mia. Nu-ți fie teamă, băiatul și-a tras nasul. Dacă te jignesc, spune-mi. Eliza a dat din cap în tăcere. Se pare că își găsise un prieten în acest mediu. Iar ăsta cine e? Un câine. Vadim a întins mâna, dorind să examineze mai atent jucăria. Eliza s-a retras instinctiv, strângând cu putere cadoul mamei sale. E al meu. Nu ți-l dau ție. Băiatul a ridicat din umeri. Eu nici nu pretind la ea. Am vrut doar să o văd. Nu prea am nevoie de ea. Fata s-a uitat la el, nu te supăra. Mama mi l-a dat ca amintire. Bine, a făcut din mână noua cunoștință, joacă-te cu câinele tău. Între timp, Eliza a observat că o fetiță, care părea foarte drăguță, le șoptea ceva unor băieți de o parte, luați-o la bătaie. Dintr-o dată, Eliza s-a ridicat în picioare, ținând strâns în mână jucăria ei de pluș. Cu dispreț, ea s-a uitat la străină. De ce le ceri să mă bată? Ce ți-am făcut eu ție? Fetița și-a strâns buzele, pentru că nu-mi place de tine. Tocmai de aceea. De ce le ceri băieților să mă bată? Băieții sunt mai puternici decât fetele, iar băieții buni îi protejează pe ceilalți, nu îi lovesc. Doar huliganii se bat, așa spunea mama mea. Eu nu mă pun cu huliganii. Fata l-a împins furios în lateral pe un băiat care stătea lângă ea. Du-te și bate-o, i-am spus eu. Eliza brusc a chicotit. De ce râzi? A întrebat fata rece. Îmi amintești de o prințesă prostuță. Ea se enervează și țipă la servitorii ei, le dă ordine stupide, bate din picioare. Și nu știe să facă nimic. Corect, e proastă, a răspuns Eliza cu nonșalanță. Cumva, nu se temea deloc de această fată. Hei, noi nu suntem servitori se supărase băiatul căruia îi se spusese să se bată. De ce o asculți pe fata asta? Băiatul a făcut un pas mai departe. Fata și-a scuturat codițele cu furie și s-a întors, prefăcându-se foarte absorbită de o conversație cu ceilalți băieți. Vadim s-a apropiat din nou de Eliza și i-a șoptit, Ești bravo! Ești deșteaptă! Dar ce i-am făcut eu ei?" a întrebat Eliza. Ești nouă!" a explicat Vadim iar celor nou veniți în acest loc le place să arate cine este șeful. Iar Alina vrea să devină prietenă cu mine, dar eu nu vreau să fiu prieten cu ea. Ierea, eu sunt prieten cu tine, tu ești normală. Probabil de asta e supărată. Realizând că Eliza putea să se apere singură, dacă nu cu pumnii, măcar cu o vorbă, băieții au început să o trateze mai bălând. Alina nu a mai organizat comploturi, pentru că cavalerii ei credincioși au încetat să-i se mai supună. Că Eliza i-a comparat cu niște servitori, ceea ce era neplăcut pentru băieții care de obicei se identificau cu niște supereroi și alte personaje importante din povești. Însă Salina încă mai nu trea ranchiună, așteptând doar ocazia potrivită. Eliza așa și nu se despărțea de câinele ei de pluș iubit. Fata îl purta peste tot și mereu cu ea, și în sala de mese, și la cursuri, și la plimbare. Când fetița dormea, își punea jucăria moale sub cap, chiar pe pernă. La început, educatoarele o certau, dar la orice încercare de a lua câinele, fetița devenea isterică și începea să plângă atât de amar după mama sa, încât nici măcar cea mai strictă profesoară nu o mai putea suporta. Psihologul instituției a recomandat ca Eliza să păstreze jucăria. Ei va fi mai ușor să facă față pierderii mamei sale. Educatorii au înțeles și au acceptat acest lucru. Dar, din păcate, nu și copii. Seara, când toți copiii s-au dus la culcare, Elisa din dată a auzit deasupra capului ei, Hei, tu, dă-ți câinele jos. Fata a deschis ochii și a ridicat capul. Deasupra căpătâiului patului ei stăteau copiii, Alina și cei doi băieți, pe care Elisa i-a numit servitori. De ce mi vrei câinele? a întrebat Eliza. Ca să mă joc cu el, a spus Alina, însă Elisa și-a dat seama că era o cerere destul de ciudată. Nu, n-am să o fac, a răspuns ea. De ce ești atât de încăpățânată? A rânjit băiatul pe nume Costel. O să ne jucăm și o să-l dăm înapoi. Nu, tu te dovedești a fi zgârcită, da? A clătinat Alina din cap. Ia câinele ăla nenorocit de lângă ea. Eliza s-a strecurat înapoi pe pat, departe de copii. E câinele meu, voi nu aveți nevoie de el. Ți-l luăm pentru că ești pedepsită. Dar pentru ce? Nu înțelegea fata. Ne-ai numit servitori, a spus al doilea băiat, pe nume Petru. Ești scârcită, a spus Costel. Tu prietenești cu Vadim, iar eu nu vreau să fiți prieteni, a spus Alina. Eliza s-a încruntat și a strâns și mai tare jucăria, strivindu-i țesătura moale. Câinele lui nu-i păsa, fața lui zdrențuită și pufoasă, cu ochii ei cu nasturi și nasul negru și strălucitor, părea întotdeauna bâlândă și prietenoasă. Fără să stea pe gânduri, Alina a apucat laba jucăriei și a tras-o spre ea. Eliza nu o lăsa. Costel și Petrui s-au alăturat Alinei, au apucat și ei jucăria și au încercat să o smulgă din mâinile Elizei. Fata a țipat. Își ținea câinele strâns, opunându-se cu toată puterea. Copiii îi luau insistent comoara. Era important pentru ei să iasă victorioși din această mică luptă, pentru a-și arăta autoritatea și puterea asupra acestei fete noi și obraznice. Eliza a strâns ochii și a țipat ca o sirenă. Nu-i păsa dacă va fi pedepsită, bătută sau necăjită, dar nu va da jucăria ei preferată nimănui. Asta îi ceruse mama ei să facă și ea o va face. Plecați de lângă ea. Vadim și alți doi băieți au apărut în spatele bătăușilor. Au încercat să i îndepărteze pe Costel și Petru, dar a fost inutil. O bătaie adevărată era pe cale să izbucnească. Ce se întâmplă aici? Educatoarea, Paznicul de noapte și Bona au venit la țipete. Ei erau pe punctul de a striga amenințător la luptători, dar chiar în acel moment s-a întâmplat ceva neașteptat. Câinele mare de pluș, care era tras intens în diferite direcții, a crăpat la cusături și s-a rupt în două. Buclele de căptușeală albă sintetică se învârteau în jurul patului Elisei, ca niște fulci mari de zăpadă în mijlocul verii. Lacrimile îi ardeau ochii fetei. Câinele meu, cadoul mamei, ce ați făcut? Inițiatorii au rămas tăcuți, realizând că acum vor fi cu siguranță pedepsiți pentru huliganismul lor. Însă adulții, uitându-se la jucăria sfâșiată, au observat ceva ciudat. Eliza, ți-a căzut un pachetel din câine. Doamna Ana, educatoarea, s-a plecat și a ridicat de pe podea o pungă mică și moale. Nu se simțea într-o jucărie mare, îngropată în sintepon, dar acum a fost căsită datorită faptului că jucăria fusese ruptă într-o bătaie. Nu știu ce este asta, a șoptit Eliza, încă necându-se în lacrimi. Doamna Ana a desigilat pachetul. Înăuntru se aflau hârtii și câteva bancnote mari. Paznicul a surprins. Asta da. Profesoara a pus banii înapoi în geantă și a desfăcut hârtiile. Era o scrisoare pentru Eliza, scrisă de mama ei, Maria. Draga mea fiică Eliza, a scris femeia. Am ascuns această scrisoare pentru ca oamenii străini să nu-ți ia ceea ce ți aparține. Documentele pentru apartament sunt într-o cutie bancară, iar adresa este la finalul scrisorii. Apartamentul să fie al tău când vei fi mare. Între timp, am să-ți spun un mare secret. Tatăl tău locuiește departe. Nu știe care are o fică, adică pe tine. Numele lui este Maxim Zaharescu. Ne-am despărțit înainte de a afla că sunt însărcinată. Găsește o modalitate de a-l contacta pe tata și arată-i această scrisoare. Adresa lui Maxim este, de asemenea, la finalul scrisorii. Îți las banii ca să poți ajunge la tata. Nu mai să găsești cu bunicul tău o persoană în care să ai încredere, Clas o să te ajute. Cu drag, mama ta, Maria. Profesoara și-a ridicat sprâncenele în semn de uimire. Eliza. E o scrisoare de la mama ta. Ea scrie că ai un tată. Un tată. Fata a sărit de pe pat. Lacrimile s-au uscat instantaneu. Unde este el? Doamna Ana a aruncat o privire la adresa bărbatului și a spus: La Washington, și e departe. A întrebat Eliza: Foarte departe. Este în altă țară, în America. Copiii o ascultau pe învățătoare cu respirația tăiată. În acea noapte, niciunul dintre copiii din orfelinat nu a dormit. Situația cu această nouă fată era prea neobișnuită. Vino cu mine, Eliza. Doamna Ana a luat-o pe fată de mână și a condus-o în biroul ei uitând să ia pachetul. În birou, profesoara a așezat-o pe Eliza pe un scaun. Ascultă, Eliza, unde este bunicul tău acum? Fata a ridicat din umeri. Tanti Lilia a spus că îl va duce la un azil de bătrâni. Tanti Lilia, aceasta este rudata? Eliza a dat din cap. Ea este rea. A vrut să ne ia apartamentul, că l-a supărat pe bunicul meu. Doamna Ana, vreau să-l văd pe tata. Femeia a zâmbit. În scrisoare, Mama ta a indicat adresa lui și e mailul. Hai să-i scriem. Ochii fetei s-au luminat. Haideți să o facem. Profesoara se temea să nu-i dea copilului speranțe false. La urma urmei, acest Maxim Zaharescu putea foarte bine să ia această scrisoare drept un fel de farsă din partea celor care o cunoșteau pe Maria. Ea s-a gândit bine și a scris. Mult Maxim, îți scrie o profesoară de la orfelinat. Numele meu este Petrescu Ana. Vă scriu la cererea Mariei Enescu. Ea a murit de curând și a lăsat o scrisoare de adio. Poate că nu știați, dar Maria are o fică. Fica dumneavoastră. Se numește Eliza și în prezent se află în orfelinatul nostru. Are mare nevoie de tatăl ei. Am atașat numărul meu de telefon și adresa mea de e-mail. Văzând că fata cască somnoroasă, doamna Ana a zâmbit. Rămâi aici să dormi la noapte, dacă ți-e frică de bătăușii noștri băieți. Eliza și-a frecat ochii. Nu-mi e frică de ei, dar vreau neapărat să aflu vești de la tata. Nu-ți face griji, te voi anunța. Acum trebuie să încerci să dormi. Eliza s-a întors în dormitorul comun. Nu mai plângea din cauza câinelui. Din potrivă, ochii îi străluceau de speranța venită din inimă. Băieții au pășit în fața ei, de data aceasta cu interes, și i-au șoptit. E adevărat că ai un tată? Eliza, vrei să te duci acum la Washington? iar în America toată lumea este bogată. Am văzut în filme. Nu, în America toată lumea are arme. Eliza s-a urcat pe pat. Nu știu ce să zic. Doamna Ana i-a scris tatălui meu și așteaptă un răspuns. Iar eu vreau să dorm. Vadim s-a apropiat de ea. Știi, câinele tău poate fi cusut și va fi ca nou. Trebuie doar să faci rost de niște umplutură. Acesta s-a destrămat, iar doamna Valentina a strâns tot. Eliza a zâmbit. Da, Vadim. E adevărat, câinele ar putea fi cusut. O să rog pe cineva. Îți mulțumesc. Chiar dacă voi pleca, vom continua să fim prieteni la distanță. Apoi vei veni să mă vizitezi. Ți-ar plăcea asta? Mi-ar face plăcere. În cele din urmă, copiii s-au întors în paturile lor și au adormit. Însă somnul Elizei a fost intermitent. S-a trezit de mai multe ori și s-a uitat în tăcere la tavan. Cum era el, tatăl ei? Vesel sau serios? dar cu siguranță e bâlând, la sigur e bâlând. Ea avea o dorință nemărginită de a-l găsi, de a-l întâlni, de a-l îmbrățișa și de a nu-l mai lăsa niciodată să plece. Fata simțea că aceste clipe vor umple toate golurile din inima ei, ca lumina calda soarelui după o lungă noapte mohorâtă. Își imagina, întinsă în pat, cum ar merge să locuiască cu tatăl ei într-o americă îndepărtată și necunoscută, cum ar petrece timpul împreună, cum ar învăța o ceva important, cum ar râde și s-ar bucura împreună, ca și cum ar fi două piese dintr-un puzzle care și-au găsit locul într-o armonie eternă. Dar, în mijlocul momentelor de bucurie, Eliza era uneori vizitată de teamă și de o incertitudine înfricoșătoare. Întrebările roi au peste ea ca un roi de țânțari: Dar ce dacă nu mă acceptă, dar dacă nu mă crede, dar ce dacă tata are o altă familie și nu vrea să mă vadă? Sufletul ei, înfierbântat și neliniștit trăia un amestec complex de bucurie în fața posibilității de a-și întâlni tatăl și de anxietate în fața întregului necunoscut. Dimineața, doamna Ana a venit la Eliza în timp ce aceasta își făcea patul. Eliza, vină în biroul meu după micul dejun. Fata a tresărit. A venit răspuns de la tata? O să afli în curând. Întregul început de zi al Elizei a trecut în nerăbdare. Fata și-a devorat energic micul dejun pentru a nu zăbovi niciun minut în sala de mese. De îndată ce mâncarea a fost înghițită în grabă și ceaiul a fost băut, fata s-a grăbit să ajungă în biroul educatoarei. Stai jos, Eliza, am să-ți spun noutățile, a zâmbit doamna Ana. Fata s-a așezat pe scaun. Ea aștepta un răspuns și își ținea ochii albaștri strălucitori asupra profesoarei. Mi-a răspuns tatăl tău. Apoi am vorbit la telefon. El nu dormea, în America e o altă oră a pus întrebări despre vârsta și ziua ta de naștere, a cerut detalii despre mama și bunicul tău, dar numai tu poți răspunde la întrebările despre familia ta. I-am transmis fotografia ta și, de asemenea, o fotografie a scrisorii mamei tale. Domnul Maxim a recunoscut scrisul ei de mână. Vrea să mă vadă? A întrebat Eliza cu speranță. Bineînțeles că vrea, a chicotit doamna Ana. El va veni în România, aici, în orașul nostru. Fata a bătut din palme cu bucurie. O să-mi văd tatăl. Calmează-te, Eliza, a spus femeia. Mai întâi trebuie să te vadă pe tine și pe bunicul tău și să vorbească cu voi. La urma urmei, îl cunoaște pe bunicul tău după chip. Pentru Eliza ziua se prelungea la nesfârșit, ca și cum ar fi mers în mișcare lentă. În cap îi se învârteau gândurile. Când are tati avion? Cât durează zborul? Când va ajunge? Când va ajunge la orfelinat? sau poate că mai întâi se va duce să-l vadă pe bunicul meu la azil și să-i pună întrebări. Seara, Maxim Zaharescu a apărut la orfelinat și Eliza și-a văzut în sfârșit tatăl. Un bărbat înalt și zâmbitor, îmbrăcat într-o geacă de piele, își întindea brațele în lateral ca pentru o îmbrățișare. Salutare, fica mea! Hai să facem cunoștință! Tati! Eliza a venit și s-a lipit de pieptul lui, iar el a îmbrățișat-o. Eu nici nu știam că te-am pe tine eu și mama ta ne-am certat și ne-am despărțit. Aveam rude în Washington, așa că m-am dus să locuiesc cu ele. Am început să lucrez și am rămas acolo. Maria nu știa unde mă aflu, dar ea nici nu a vrut să-mi spună despre tine. S-a simțit jignită. Tată, sunt atât de bucuroasă că ai venit. Fata s-a agățat de geaca lui Maxim cu mânuțele ei mici și nu-i dădea drumul. L-am vizitat pe nenia Ion, bunicul tău. M-a recunoscut și am stat de vorbă. Bunicul nu a nebunit, așa cum ar fi vrut mătușa ta Lilia. El pur și simplu era foarte trist. Am luat o decizie, Eliza. Fata a ridicat capul și s-a uitat în fața tatălui ei. De aproape îi putea vedea culoarea ochilor, fiecare rid al feței, mustața și barba scurtă și blondă, așa cum era moda acum la unchi maturi, și zâmbetul lui, bâlând și nativ. Ce fel de decizie! A șoptit ea o să vă iau pe tine și pe bunicul tău cu mine la Washington. Vom locui cu toți împreună. Vom vinde apartamentul mamei și te voi trimite la școală. E grozav, a spus ea. Și tu locuiești acolo singur. Singur. Am o prietenă, dar nu ne grăbim să ne căsătorim. Amber are propria ei afacere. Nouă ne place să fim împreună. Este amabilă și amuzantă. O să vă împrieteniți. Întotdeauna mi-am dorit să am o fică sau un fiu și într-o zi o să plecăm să călătorim. De exemplu, în Africa, ce zici de asta? A râs el, ura. Eliza i-a dat drumul tatălui ei și a sărit de bucurie. Acum Maxim trebuia să se ocupe de actele care să confirme paternitatea sa. În aceste zile, Eliza era deja mai prietenoasă cu băieții. Alina, Petru și Costel o priveau strâmb. Erau geloși pe dușmanul lor că era luată în familie. Dar nu mai riscau să o mai bruscheze pentru că ultima dată fusese de către educatoare, bună și paznic. Ar fi fost clar imediat cine îi făcea rău Elizei. Până acum, Alina se limita la faptul că se întorcea disprețuitor, iar când trecea pe lângă ea, o împingea deliberat pe fata cea nouă cu mărul, ca și cum întâmplător, cum se zice, nu avea suficient spațiu. Însă Elizei nu-i păsa. În comparație cu noile evenimente fericite din viața ei, astfel de mici lovituri îi se păreau doar o mică picătură de vopsea neagră într-o mare imensă și transparentă. Era timpul să și-a rămas bun. Băieții care erau prieteni cu Eliza i-au urat succes în noua ei familie. Vadim s-a apropiat de Eliza. Își ținea mâinile la spate, ca și cum ar fi ascuns ceva. Ascultă Eliza. Să-mi scrii câte ceva. Las-o pe doamna Ana să-ți spun adresa noastră, iar tu să-mi scrii aici. Iar eu îți voi scrie înapoi în America. Când o să cresc, o să vin în vizită la tine. Vrei? Eliza era fericită. Bineînțeles că vreau. La urma urmei, tu ești cel mai bun prieten al meu. Vadim s-a rușinat. Eu aici. Eu. Ți-am pregătit un cadou. El i-a întins ceea ce ascundea la spate. Era același câine de pluș, jucăria ei preferată, o amintire a mamei ei, absolut întreg. I-am cerut doamnei Ana niște cârpe și resturi de cusut nefolositoare pentru a-l umple. De asemenea, mi-a dat un ac și ață și mi mi-a arătat cum să cos. Iată, ține! Ochii Elizei străluceau de bucurie. În lume sunt atât de multe lucruri bune. Chiar dacă există unele nenorociri sau mici necazuri, acestea sunt întotdeauna înlocuite de ceva plăcut. Îți mulțumesc foarte mult! A șoptit fata, însă a îmbrățișat ea nu jucăria. Eliza s-a ridicat în picioare și l-a îmbrățișat pe cel mai bun prieten al ei, Vadim, pentru fapta sau imitoare iar băiatul s-a încruntat ușor, încercând să-și păstreze autoritatea cu o privire serioasă. Câinele de pluș avea în continuare aceiași ochi cu nasturi, nasul negru și expresia stupid de cuminte pe față. Câinele părea să zâmbească și știa cu siguranță că totul va fi bine la stăpâna lui. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, iar dacă v-a plăcut istorioara, atunci vă rog mult să mă susțineți cu un like și să vă scrieți părerile în comentarii. Seară superbă vă doresc și si noapte liniștită tuturor. Ne reauzim în curând. Pa, pa.